Nu de mult m-am întors dintr-o vacanță petrecută în Portugalia și din cauza că aveam doar bagajul de mână, nu am putut să-mi iau multe lucruri. Așa că mi-am pregătit un colet și iată că astăzi a ajuns. O să-l deschidem împreună, nici Max nu are idee ce este aici și desigur că sunt și bunătățuri care o să le gustăm. Acum dă să-l deschidem. Da-da-da-da! Aceasta este o traistă în care mi-am pus toate cumpărăturile. Și de unde să începem? Cu ce? Mama prietenii mele mi-a mai pus niște portocale culese chiar de ei. Eu am mai adus câteva acasă. Și lămâi. Vai, uite, asta este cu frunzuliță. Așa, mai departe. Cu ce să începem? Asta mai este încă o portocală. Hai să începem cu aceste nachos. Prietena mea mi le-a propus, a spus că ea le mânca foarte des în Portugalia când locuia. Și am decis să-ți aduc și ție. Se numesc Doritos. Mie îmi pare că ele totuși se diferențiază de ale noastre. Sunt mai subțiri și mai crocante. Nu știu, pentru mine probabil nu sunt așa de deosebite din cauza că am mai gustat de astea când am fost în America. Norocosule. Și de asta. Nu ești tare impresionat. Dar eu sunt impresionată. Mai departe. Am luat Cheetos. Mingiute de fotbal. Cu cașcaval. Cu gust de cașcaval, da. Dacă spun că am un caș de astea. Eu am un caș de astea? Îți mingiute. Bun, n-am mâncat. Ce bun și aia. Mai departe. Desigur că am luat chorizo. Tatiana mi-a spus că se spune în portugheză, nu știu, chorizo, când chorizo doar în spaniolă se spune. Dar choriz, ceva de gen... Choric, poate. Choric. Tot acolo. E puțin cam gras. Puțin cam mult. Puțin cam mult grază. Și nici acesta nu este iute. Eu vreau iute. În deloc nu iute. Mai departe. Aici am trei tipuri de cașcavaluri. Și cel mai mult vreau să le gust pe ele. Hai să vedem primul. Acesta este cu roșii și busuioc. Îmi rasă bine. Înțeleg, șteap. Așa e de... de moale. Cremos. Ceva, poți să-i spui ceva între brânză de vaci și cașcaval. Acesta este tot cu lapte de vaci, dar... Nu înțeleg ce scrie. Hai să vedem. Parcă are un gust așa puțin mai acru. Chiar pe toate vrei să le tai? Desigur! Doamne ferește! Să le gustăm pe toate. Nu, acesta e altfel textura, da, vezi? Da, se vede, da. Acesta e mai mult, seamnă cașcaval. Da, 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 chiar și așa. Înăuntru. Uite așa mai gustos. E atât de smântânos. Da. Așa? Este cel mai gustos. Este și mie cea mai mult îmi place. Să s-o mănânc tot chiar. Așa. Aici mai avem încă un fel de cașcaval. Acesta arată foarte bine în interior. Este cașcaval moale. Ia, 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 ia. Poți să lungi pe pâine.
E tare bun. Că o să o mănânc așa, fără pâine. Acesta este preferatul meu din toate. Mm-hmm. Da. Al meu tot. Și acum o să gust ceva nou, care este pate din sardine. Eu l-am gustat, tot trebuie să-l gust. Da, de ce tu asta faci? Am îndoia să-l gustă. De la firma asta nu l-am gustat. Da, și contează firmele, pateu-i pateu. Ia dă-ți miros măcar. Nu pești miroasă. Ar putea să-mi placă. Hai să vedem. Ia o bucată de pâine. Pânică. Așa. Și eu iau o bucată de pâine. Te aștept pe tine sau mănânc primul? Aștept-mă. Hai. 1. Nu 1, 2, 3, că e bun. Hai, cin, cin. Mă așteptam să fie mai rău. Ce-aș spune? Că acesta e mai bun decât acel care l-am gustat eu. Da? Da. Aici am mai luat niște ton. Dar noi tot nu știm deja cum este la gust. Eu la firma asta n-am mâncat. Vrei să gustăm? Nu, lasă. Așa, pune cumva mai încolo. Așa, aici mai am pate de sardine. Ai cumpărat tot pateul de sardine. Mai am pate de sardine și ton și încă ton și pate de sardine. Tu glumești. Și la toate neamurile s-ai cumpărat. Cam așa. Așa. Mai departe. Vrei să... Asta e bere sau e sos? Asta e bere. Sagres. Asta e din regiunea aceea? Din regiunea aceea, dar acuși... Acuși să arăt de care noi luam chiar, iată asta. Yeah. Foarte multe... Ap care e mai bună asta sau asta? Hai să vedem asta. Dar care e? Ambele sunt blonde. Da. E super buc asta. O beau foarte mulți portughezi. Uitați-vă cât este de mică, are 200 de mililitri cu pate din sardine. Ia măruie. Dacă pate e bun. Eu aceea care pentru mine berea chiar e amară, eu n-aș spune că asta e atât de amară. Da? Nu, cu pate el e... Dar chiar e... De ce noi n-avem așa bere 200 ml? Pa micul dejun. Iată, așa arată asta brună. Înseamnă că avem o pereche. O pereche ideală. Eu blondă și tu brună. Și aici desigur că iată ți-am mai luat încă bere. Da, asta este băutură din lapte. Tatiana mi-a spus că numai decât trebuie să gust de asta. Hai e să de la Starbucks? Nu, nu, de la... Acum vedem. Da. Lapte cu ciocolată. Uh-huh. De la... Ai băut de asta? Nu, am băut la Starbucks. Asta cred că e de altfel. Cacao? Uh-huh. Da? Cacao mie îmi place. Lapte cu cacao. Uh-huh. Da. E bună. Așa, ce mai avem aici? O cutie cu cafea. Valeria, poate încetezi să mănânci. Poate. <Știri. laughs> Pateul acesta mi s-a dat pe gust. Aha, înțeles. Mai departe. Am luat aceste Milka, pentru că noi nu le găsim aici. Sunt cu napoletane. Eu cred că mi-o să-mi placă. Da, ție tot ce cu napoletane îți place. Uh-huh. La minus 200 de mii de gusturi eu băie în gură. Cașcaval, sardini, pâini, bere, cacao. Acușa să fii și ciocolat cu napoletane. Îmi place. Da. Da. Mai scurt. Vedeam că... Nepoțelile Tatianei mâncau lucruri de acestea, candy. Spun că de să gustăm, că eu așa ceva nu mănânc. Dar de să vedem, poate înțelegem noi ceva. O să înțelegem. Nu, asta e marmeladă. Nu e marmeladă, sunt bomboane. Îmi plac
Sunt acri. Sunt acri. Ei? Da. Am șoas din ghid vă plombă. Ai să da. Și am mai luat încă nu știu ceva, ți-i idee să prești ca să-ți placă. De care să alegi? Roșie. Nu. Da. Asta e banana. Da, banana vreau. Nu, banana, că tu e cu banana. Nu știu cel mai bun prieten. Cin? Trebuie să vreau jumătate de altul când o rugă. Eu nu sunt tare amântoare atât de așa dulciuri. Vrei să o guși pe asta? Tu spune, mai scurt, Valeria are un marav și nu mănâncă ieri și nu-i place, îmi propune nie chipurile dacă vreau eu să o mănânc. Nu că ea nu mai vrea, dar dacă vreau eu să o mănânc. Da. Da, și tot timpul el vrea. Porcelușul maxim. Da. Cu mâncare am terminat-o. Cu ce începe? Să vă arăt ce i-am cumpărat asta. Tatălui meu. Oho. Dar poate ne-o lăsăm nii. Uitați-vă. Cât e de frumos. Tata o să-și pune aici coniacul. Ce de super capiet. Deci să arăt și-l tata tău și-l meu. Yeah. Ia. Tata socru. I-am luat mai mică. Dar tot tare îmi place. Da. Capiet. Tot roșie. Frumos. Desigur că și mie mi-am luat ceva pe lângă toate celelalte. Aceasta este o răzătoare. Tare mult mi-a plăcut mânerul că se aseamănă cu marmura. Și e frumos, mai ales pentru poze sau video. Mama Tatianei avea un astfel de tel. Este-i tel? Da, iată un astfel de tel. Și eu am întrebat-o, de unde pot să-mi cumpăr și eu? Las că o să dau eu. Bine. Nu mi-a dat unul, nu mi-a dat două, dar mi-a dat trei steluri de acest. Nu știu ce o să facem cu el. De nu, o să se strece și... Eu. Da, mie îmi place telul. Da? Eu de mult vreau astfel de tel. De unde mi-a văzut tel? Am văzut la Laura Vitali. Laura al Vitali? Mai departe. Bun, dar stai că a pus ceva înăuntru. Nu se strice. Ah! Încă bere. Pune acolo. În geantă bere încă. Așa, tot bere. Această gentuță i-am cumpărat-o mami. Doamne ferește să audă. Mi-a plăcut foarte mult și chiar e frumos, nu? E simplu și elegant. Totodată. Da, așa cum este soacră mea. De asemenea, mi-am dat comandă de produse de la Yves Rocher. Aici, în Moldova, sunt destul de scumpșoare. Acolo da. Le-am luat la prețuri foarte bune. Spre exemplu, acest crem, eu am dat pe el vreo 5 sau 6 euro. Dar la noi, nu știu, vreo peste 200 de lei trebuie scoase. Să mai vedem ce mai avem. Așa, aici. Asta nu vă arăt până când că este un cadou pentru cineva. Așa. Dar și nu putem să spunem pentru cine? Chipiul? Nu. Dar pun că nu este ziua de naștere. Dar știi că avem cadou. Mai am aici încă ceva pentru bucătărie, desigur că. Sunt lingurițe de măsărare, da, din fier. Mai departe. Am fost desigur că la shopping. Și mi-am cumpărat această gentuță. Frumoasă, ceea ce eu nu prea am cumpăr gentuțe, dar aceasta chiar mi-a plăcut și o să o port așa, din când în când. Pantaloni. Așa. Încă o pereche de pantaloni. Serios? Ei? Un tricou. No time for siesta. Și aici... Este ardei chile. Arriba! Așa, mai departe. Acesta care este pentru tine. Ia. Este cea... Ce culoare frumoasă. Eu credeam că să fie ceva printat.
Frumos culoare. Așa e? Mă prinde? Te prinde. Așa, mai departe. Mi-am mai luat o cămașă. Ce frumos. Deosebit. Primăvaratică, varatică. Asta este geaca mea care am transmis-o pentru că nu mai aveam cum să o iau cu mine. Acestea sunt încălțămintea mea. Și aici... Stai că mai sunt o bere. Important că este bere. A, nu, stai că mai am încă niște cosmetică. Tot de la Yves Rocher. Te-ai scăpat acolo? Da, un pic. Mai scurt tonic. Mai scurt, tu de azi înainte singur nu te mai duci nicăieri. Bine. Și... Da. Scurtă? Mai iubești mai tare? Și la capăt am aici un vin care se numește Porto. Este tradițional din Portugalia. Și nu cred că o să-l gustăm acum. Nu, dar dați-vă la arăt. Să aveți idei. Da. Unde e artificiile? Ce frumos arată. Eu am înțeles că el e un fel de cagor care noi îl avem aici. El e roșu, da? Da. Cam acesta a fost unboxing-ul nostru. Dați un like cine crede că Valeria nu mai trebuie să plece fără mine în călătorie. Doamne, știți de mult de pe împrejur. Eu cred că trebuie să plec undeva. Dar nu știu unde, undeva trebuie să plec precis. Și eu cred că tu ai strâns toată această mizerie. Aceasta nu este mizerie, este dezordine. Sper că v-a plăcut unboxing-ul nostru de astăzi. A fost ceva interesant atât pentru noi, cât și pentru voi, cred. Dar că... Dar pentru tine n-a fost, sau a fost și pentru tine interesant. De ce? Nu? Pentru mine a fost mai interesant, că de ce în ce o să fie. Eu tot mult nu am gustat acolo. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Valeria ne-a uimit cu gustoșeniile și lucrurile deosebite pe care le-a cumpărat. Puneți un like dacă mai vreți un astfel de video sau așa gen de video, dacă mai vreți vloguri. Dacă n-ați văzut vlogul Valeriei din Portugalia, el o să apară, cred că aici. Sunt 3 părți, da. Așa că alegeți care doriți. De asemenea, ne puteți urmări pe Instagram și pe mine și pe Valeria. Eu nu sunt atât de activ, dar Valeria postează fiecare 5 minute. Așa că linkurile sunt în descriere. Vă poftim pe Instagramurile noastre, vă dorim în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună!